tare, nu, pisicile în cap. Mie spuneți, ce s-a întâmplat exact ieri după amiază la Spitalul Județean? Am mers cu soțul la Spitalul Mare de urgență, pentru că se simțea foarte rău, se răcise piciorul stâng și am mers să-i facem o investigație. Și ducându-ne acolo, în sfârșit am stat de la ora 11 la coadă și de-abia la ora 5, fără ceva, a început de mersurile, că era foarte aglomerat și ne-a trimis, i-a luat analizele și ne-a trimis jos împreună cu infermiera pe targă să-i facă radiografia la picior. Mergând pe holul de acolo, de la jos, de la subsol, s-auzea zgomot. Și eu chiar, că am mers cu și fata mea, și chiar i-am spus fetii mele, zic, dar ce n-ai, sunt șobolan până pe aici, zic, așa s-auzea. Și ei, ai mamă, zice, n-ai ce vorbi și mata, păi zic, dacă eu spun, nu vezi ce zgomot, cine știe ce e? Nici n-am apucat să spun că cine știe ce e, că deja tavanul i-a picat soțului în cap. Și după ce a căzut bucata aia de rigips, de tavan fals, a căzut și pisica. Prima. Pe urmă, ne-am dat pe partea dreaptă, deci eram pe partea stângă. Ne-am dat pe partea dreaptă cu targa, când, nici la fel, într-o fracțiune de secundă a căzut și a doua placă. Și a căzut pe burtă, că avea și ăla, zi, de băgat furtunurile pe el. Și a căzut perfuzia. Și a căzut pe perfuzie și pe burta soțului. Când a doua pisică i-a căzut pe față cu ghearile, era, deci dacă, și era atât de agitate amândouă, mai ales asta ultima, când a căzut pe el pe față, vă dați seama ce sperietură inopinant, așa, având și un accident vascular, vă dați seama că el n-are voie nici să sperie, n-are voie nimic, vă dați seama ce a putut, ce sperietură a tras. L-a rănit în urma incidentului? Nu l-a rănit, l-am dat bucățile jos după el, după targă, după... Nu, nici pisica nu l-a... Nu, dar vă dați seama că a tras o sperietură zdravănă de tot. A fost prietenoasă cu el, până la urmă. Nu prea prietenoasă, vă spun sincer că nu, că erau amândouă foarte agitate. Deci la un moment dat și după privire parcă ți-era frică, dar să te terzești așa inopinant că scade peste tine, vă dați seama. Ați vorbit cu cei de la spital? Ați încercat să luați? Exact, da, am vorbit cu doctora de la radiografie, a ieșit dânsa în prag și i-am spus, zic, doamnă, zic, dar chiar se poate așa ceva, zic, nu, să ia nicio măsură. Ce vă speriați, doamnă? Și toată lumea, că era o grămadă lume jos acolo și bolnav pe targă. Zice, ce vă speriați, doamnă, chiar așa, zice, mie acum două zile mi-a căzut, zice, tavanul în cap, zice, și pisica pe umăr. Ce nu mai m-am speriat? Asta-i, zic, dar chiar nu se poate lua nicio măsură? Ce măsuri, doamnă, zice, ce măsuri? Am înțeles. Și așa a văzut de treabă femeia. Veți face vreo reclamație, ceva, undeva? Nu știu ce să zic, să mă mai gândesc. Mă gândesc că aș face prin faptul că e vorba de sperietură, deci el putea să facă al doilea accident vascular, vă dați seama. Cei de la spital susțin că se lucrează la sistemul de ventilație și de aia au apărut și problemele astea. Da, de ce nu? Trebuia să spună, să oprească o parte, păi și dacă se lucrează, de unde au venit pisicile înăuntru în tavan? De unde? Probabil că erau de foarte mult timp acolo, tocmai de aia mă gândesc că aveau erau și atât de agitate, probabil nehrănite, ne... Dar tocmai, dar cine dacă erau de atâta timp, de ce nu s-au luat măsuri? Am înțeles. Ai vedeți? Da. Am fi noi mici, dar nici proști, nu știu cum să vă spun.